ultima emisiune, cum vă spuneam, a fost și Andra să ne spună baftă. Astăzi, după 9 ani, vine să-și lanseze cea mai nouă piesă, Floare de nu mă uita. Dar acum 9 ani a venit să ne încurajeze și ne-a făcut o surpriză. Haideți să vedeți cum arăta doamna Andra acum 9 ani. Și pentru că avem, avem o emisiune și trebuie... Știi sau nu știi? Hai, întoarce-te. Ce faci? O salutăm noi din partea ta. Andra! Andra! Da. Trebuie să fiu sincer și corect cu voi. Știam că Andra vine la prima emisiune, știam că vine să mă susțină, pentru că de fiecare dată a fost alături de mine în toate momentele dificile și eu am reușit să fiu alături de ea. Mulțumesc mult! Am venit și părinții noștri la televizor. Îi salutăm pe părinții noștri și pe ai tăi și pe ai mei și pe bunicii de la Stănești, care se uită la tine, da? Am venit să te susțin, să îți spun baftă ție și echipei. Sunt sigură că o să aveți mare, mare succes și mă bucur că pot să le ofer celor care se uită la tine măcar o oră de bucurie, că mie toată ziua îmi dai bucurie. Mulțumesc! Cu toată dragostea! Să știi că atunci când te duci la Cerbul de Aur vin și eu în culise. Pentru că la Dansez pentru tine am fost în culise și ți-am ținut pumnii.